domnule Florea, ne aflăm la Târgu Mureș, chiar în fața firmei SC Studio Max, despre care noi am discutat în emisiunile anterioare ale Prolex TV. Ați venit, Val Vârtej, de la București, la solicitarea membrilor de sindicat din această societate comercială. Vă rog, spuneți-mi pe scurt situația și ce s-a întâmplat care a necesitat prezența de urgență a sindicatului Prolex la Târgu Mureș. Acum două zile, pe 31 mai, în jurul orei 18-19, nu mai țin minte exact, m-au sunat colegii noștri de aici de la SC Studio MX, solicitându-mi prezența astăzi pe 2 iunie, dacă se poate până în ora 2:30, întrucât ar fi venit cineva de la București, nu știau oamenii despre cine era vorba, pentru a îi obliga, așa mi s-a spus atunci, să semneze diferite acte. Cum am arătat în emisiunea noastră anterioară, când am făcut trimitere la SC Studio MX, unii dintre ei, probabil mai nefiind bine informați, au prezentat diferite variante care păreau îngrijorătoare. Am considerat și am discutat și cu președinte, cu domnul Rincu, că este bine să venim imediat și ne-am deplasat de urgență la SC Studio MX, dorim să discutăm cu conducerea societății, cu acea persoană de la București pe care am identificat-o ca fiind o firmă parteneră care se ocupă de, practic, contracte de muncă, adică specializată în astfel de situații. Și am purtat tratative care sper eu să fie de bun augur pentru toți angajații de la SC Studio MX, cei care au mai rămas în sindicatul nostru până la din nefericire. Așadar, i-ați reprezentat pe membrii de sindicat în fața angajatorilor care au decis să închidă activitatea și să-i concedieze, practic, nu? Activitatea urma să fie închisă de mai mult timp. Probabil că, așa cum am spus, dacă anul trecut cei de aici, angajații de la Studio MX, veneau să fie partenerii noștri, membrii de sindicat, poate astăzi nu mai ajungeam în situația nefericită să participăm activ la o închidere de societate. Însă ei au venit pe ultima 100 de metri și ne este foarte greu să remediem, mai ales că firma are datorii destul de mari. Însă cu această ocazie am avut mai multe surprize, nu știu dacă se numesc pe toate plăcute sau neplăcute. Partea bună, să încep partea bună. Ceea ce este bine e că după ce am negociat cu reprezentanții Mob Expert, în speță cei care sunt din conducerea Studio MX, dar și reprezentanta doamna în cauză, s-a ajuns la o ofertă care este ok din punctul meu de vedere, pentru că în vechiul contract de muncă care era expirat din 2016 nu avea nicio prevedere de acest fel. Li se vor acorda 1-2 salarii compensatorii celor care sunt angajați astăzi la SC Studio MX. De fapt, ei nici nu aveau contracte colective, nici nu aveau contracte de muncă, dacă e să judecăm realitatea așa cum este ea. Deci, deși nu au contracte de muncă, ați reușit să faceți în așa fel încât să obțină 1 sau 2 salarii compensatorii în funcție de ce? E mai complicat. Pentru mine e important că s-a reușit măcar această soluție, care este de avare, repet. Unii vor merge în șomaș. Asta ține de opțiunea fiecare. Am discutat și cu oamenii angajați de la SC Studio MX și unii și-au manifestat dorința de a merge în șomaș. Alții sunt ofertați de către Mob Expert, adică holdingul din care face parte și SC Studio MX, să se angajeze la alte fabrici care țin de concern. Ține de opțiunea fiecare, mi este foarte greu să vorbesc la momentul acesta individual ce s-a întâmplat. E important că s-a ajuns la acest acord. Este, din punct de vedere, a fost de felicitat conducerea, echipa de negociatori, pentru faptul că au înțeles că oamenii nu pot fi trecuți în șomaj sau să fie dați afară, sau, mă rog, fără să li se acorde, să întrerupă, practic, contractul de muncă individual, fără acordarea a nicio compensație și, încă o dată, aș vrea să le felicit pentru că au luat o astfel de măsură, mai ales în condițiile în care e greu astăzi să găsești un loc de muncă. Și tot cu ocazia asta am aflat că ceea ce am afirmat într-una din emisiunile, mă rog, în singura emisiune anterioară, cum că mobila de aici e făcută în totalitate în China, mi-a fost contrazisă. Așa cum am spus și atunci, așa erau informațiile pe care eu le captasem și pe care mi le transmiseseră
diferiți angajați ai Studio Max, foști sau care erau astăzi în activitate, oamenii mi-au arătat, mi-au explicat ce și cum, iar în fața echipei de negociatori au recunoscut că nu toată mobilă era făcută în China. Deci, practic, ei produc și mobilă aici, produc, pentru MobExpert. A fost important și pentru mine, că e o experiență nouă, repede, nu am avut treabă cu astfel de... Dar, pe de altă parte, și repară sau au obligația în contractuală? Adică, existau MobExpert și import, în afară de ce produc inclusiv aici la Studio Max, importă mobilă și dacă era în perioada de garanție și erau mici defecte care trebuiau remediate, automat ajunge aici mobilă. De aceea unii angajați au spus că ei fac mobila care era adusă din China. Însă procentul de cum mi-a arătat din diferite hârtii nu este așa de mare, adică e minim. În fine, poate oamenii nemulțumiți, dar eu spun, frate, noi facem mobila... La supărare oamenii spun adesea multe lucruri care, na, uneori se dovedesc că nu sunt tocmai reale. Da, pe mine, revenind, cel mai important e că am ajuns la un acord cu conducerea pe ce ne-au prezentat ca bilanț, să spunem așa, am văzut de ce s-a ajuns la această situație nefericită de a închide activitatea pentru o perioadă de minim 3 ani de zile. Mi s-a explicat și de ce nu se dorește a se intra în insolvență sau faliment și tind să dau dreptate echipei de negociatori din partea conducerii MobExpert. Practic, la momentul ăsta nu mai sunt soluții pe plan intern pentru a fi asigurată fabrica cu un flux de materiale necesare producerii de mobilă și asta este economia, până la urma urmei. E cu părere de rău că asistăm la moartea unei fabrici care are tradiția, am înțeles că se lucrează aici de 30 de ani. Și că poate nu e moarte, poate că e adormire, dacă spuneți că este vorba despre o suspendare pe 3 ani, nu? Știți, eu, acum vorbind cinic, cred că e greu ca după 3 ani de zile să mai găsești muncitori care au fost specializați. E adevărat, nu știm cum vor fi nici vremurile, cum depășim criza cu toții și cum vom reîncepe, poate, să facem mobilă și la Studio Max. Oamenii care lucrează aici au zis că nu mai doresc să întoarcă. Și atunci, de-aia, cred eu, privesc cu... E un domeniu sensibil. Mobilă nu face oricine. Adică pare ușor, dar vedem ce se întâmplă. Mai ales că aici fac mobilă de lemn, nu fac impal sau cum am văzut noi. Ca, dacă ar fi să tragem o concluzie, deci deplasarea a fost de bun augur. Până la urmă, i-ați sprijinit pe oamenii care fac parte din sindicatul, da, Prolex pentru a-și obține aceste drepturi de a nu fi aruncați în stradă pur și simplu? Da, e un minim. Iar concedierea nu se face prea curând, undeva în iulie. Adică încă o lună și ceva. Secția 1 chiar a intrat de astăzi în oprire totală de activitate și noi suntem abia la începutul iunie. Oamenii vor fi plătiți, în momentul ăsta nu mai e decât 1000 de lei în contul firmei. Se va face un efort de către MobExpert pentru a acoperi practic toate aceste datorii. Ca deci, practic, ei mai au o lună și abia după aia vor avea compensatorul. Practic, sunt două salarii minim, da, care vor fi plătite, repet, la momentul ăsta nu mai există nimic în... Și oamenii au și marja aceste două luni în care se pot descurca totuși dacă au o altă opțiune să meargă către altceva, da, să-și caute un loc de muncă. Inclusiv la negocierile care au participat o parte dintre ei, inclusiv la ce am discutat eu astăzi cu ei și cu echipa de negociatori din partea MobExpert, ăsta a fost scopul. Adică, repetăm, toate demersurile, inclusiv ale noastre, până instanță ce făcusem noi, vreo două acțiuni și urma a treia, la acest moment parcă nu mai e nevoie, adică am căzut de acord să ajungem la un compromis și ei să ofere ceea ce v-am explicat. Până la urmă, reprezentați interesul omului și dacă omul nu vrea să judece și vrea compensatorile și așa, cred că v-ați făcut datoria cumva, nu? Da, mai rămăseră 4 persoane care erau nehotărâte, în sensul că nu vreau să semneze nimic și nu știau nici ce înseamnă să mergem la proces. După ce am explicat care sunt avantajele și dezavantajele, au zis că nu are sens să continuăm. Asta e, n-am... Asta spun. Până la urmă, decizia le aparține. Rolul nostru este să o sprijiniți în direcția în care ei vor să meargă. Oricum, deci 70 de persoane au câștigat ceva. Aproape 2 luni de zile. Repet, ultima lună în care vor fi plătiți e iulie. E important. Și pe urmă, salariul compensator și cine dorește șomaș sau să reorientează. Cam asta e ceea ce am obținut.